de 25 ianuarie a avut loc o nouă șezătoare pentru mame și viitoare mame, organizată de revista Odoraș, prima din anul 2018. Deja a devenit o tradiție ca revista Odoraș să adune la o pauză de relaxare multe mămici cu burtici și nu numai. Evenimentele marca Odoraș au grijă ca pentru câteva ore picii să rămână în grija soțului sau bunicilor, iar mămicile să vină la o întâlnire pe cât de utilă, pe atât de relaxantă. Și la această ediție au fost invitați cei mai buni medici care au abordat teme de actualitate despre sănătatea celor mici și a întregii familii. Mai multă ne spune organizatoarea evenimentului, Larisa Tutunaru. Nu s-a lăsat prea mult așteptat evenimentul și iată că chiar acum dați startul. Bună ziua, dragi parteneri, vă așteptăm cu mult drag și la orice eveniment veniți, sunteți alături de noi. În anul acesta am început cu primul șezătoare, care este astăzi. Mămicile noastre vin cu mult drag și sunt așteptate la noi aici. Noi abordăm subiecte foarte interesante pentru dânsele, pentru mămicile care sunt în așteptarea copiilor, mămicile deja care au născut și astăzi o să fie primele colici, o temă foarte importantă pentru mămici. Avem invitați foarte buni, avem medici foarte buni care ne vin și ne ajută și le ajută pe mămicile noastre. Iată că la prima așezătoare ați inclus și un dress code. Cum v-a venit această idee? Așa cum afară este frig și este un ger bun, ne-am venit ideea să aducem basmaua rusească, fiindcă este caldă. Uitați-vă și eu o respect astăzi și am să menționez astăzi în evenimentul nostru cine o respectați și o să fie premiați. Evenimentul de astăzi, ediția noastră, este organizată de site-ul pentru părinți, Odorașul. Tradiția și evenimentele noastre au o istorie de 3 ani, de când noi organizăm șezătoarea. S-a început de la puține fete, de la 10, 20, 30, am ajuns până la 200-180 de mămici care vin și ascultă temele recomandate de specialiștii noștri, de medici buni și care vă ajută întrebările care apar la dumneavoastră. Au fost abordate teme precum îngrijirea dinților la copii, problema colicilor, adaptarea copiilor la grădiniță și multe alte teme utile atât pentru mămici cât și pentru viitoarele mămici. De problema colicilor nu e scutită nici o mămică. Eu am spus că tema colicilor este întotdeauna actuală. În fiecare an când vin și citesc la Odoraș lecțiile referitoare la colici, îmi pare că mai mult nu mă vor solicita anume pe tema asta. Dar datorită nașterilor în creștere care sunt cu copiilor care să nasc, tema este actuală. Dar este actuală în familiile care colicile în care se întâmplă. Numai până la 20%, 30% maximum de procente colicile se întâlnesc la copiii până la vârsta de 3-4 luni. Există și cazuri atunci când mămicile, din lipsă de informație, fac multe greșeli la acest subiect. Sigur că au rămas careva încă și tradiții vechi, da, ca să ajutăm copilul când nou, ne pare, adică la mămici cred că de cele mai des ori le pare că dacă copilul plânge și pe dânsul ceva îl deranjează. Dar este totuși o diferență dintr-un plâns normal care durează până la 2 ore pe zi și dintr-un plâns care este anormal, un model anormal, că în copilul plânge mai mult de 3 ore pe zi și vedem într-adevăr pe copilul ceva îl deranjează. Dar începem de la cel mai simplu, de la îngrijiri. Ne uităm, schimbăm anturajul, leagănul, slingul, plimbatul cu mașina, un masaj, aromaterapie, zgomotul alb. Ne străduim și să facem careva corecții în alimentația mamei, sigur că și doar la final poate să încercăm careva medicamente. Nu trebuie să medicalizăm chiar într-adevăr că este un proces destul de limitat în timp, până la 3-4 luni. Dar s-au întâlnit și cazuri atunci când mămicile nu s-au luptat cu tema colicilor? Sigur că astea sunt norocoasele mămici, care într-adevăr, care eu cred că ele una față de alta chiar și să strădui să spui, da, copilul meu nu are colici, adică să laude cu ceva, da, că copilul ei într-adevăr nu a realizat colici. Copiii, noi toți suntem diferiți și copiii într-adevăr, nicătând la cei nu pot vorbi, dar într-adevăr ei pot să simtă oarecare durere și durerea se manifestă prin colic. Dar în timpul sarcinii, alimentația mamei influențează cumva... Alimentația mamei în timpul sarcinii influențează în primul rând că ea poate să micșoreze riscul alergiilor să dezvolte la copilul ulterior. Mamele care se limitează în careva mâncare, deci exclud din careva motive, deci sigur că copilul apoi, de cele mai dese ori copilul percepe gustul alimentației chiar din burta mamei, pentru că mama ce mănâncă, lichidul amniotic are un oarecare gust a produselor care e folosește și copilul deja este pregătit cu careva
preferințe gustative față de mâncare și noi întotdeauna știm că copilul să mănânce ce i-a plăcut mamei să mănânce. Dacă mama a mâncat fast food-uri în timpul sarcinii, sigur că și copilul tot când va crește va fi cu mult mai predispus că să aleagă mâncarea aceasta decât o mâncare sănătoasă. Pe lângă problema colicilor, o altă problemă cu mari bătăi de cap e cea erupțiilor dentare. Cum le facem față? În ziua de azi, deja nu de mult am făcut chiar un raport în privința la erupție dentară. Știm cu toții că nu este un proces patologic, ci este unul fiziologic, normal, adică orice copil trece prin asta. Cu părere de rău, însă unii copii trec mai greu și alții mai ușor. Alții fără probleme, alții cu un proces inflamator la nivelul gingiei. În situația asta sunt mai multe metode de, să spunem așa, tratament. Poate chiar nu e corect să spunem tratament, dar metode de combatere acestei asimptomatice. Se administrează medicamente cu acțiune locală. Pe lângă toată informația utilă, a fost și o atmosferă foarte plăcută, mai cu seamă că mămicile au respectat dress code-ul tematic al evenimentului și au venit cu o eșarfă etno cu imprimeu tipic rusesc, care a dat un farmec aparte evenimentului. Mămicile sunt încântate de acest eveniment și spun că nu vor mai rata nicio șezătoare de acum încolo. Cum vă simțiți la acest eveniment? Foarte bine, prima dată la un astfel de eveniment. Nu am avut timp până acum, au mai fost, știu că mai multe evenimente, dar nu am avut timp. Acum am ieșit în concediu maternitate și am timp. Da. Credeți că aceste informații sunt utile pentru viitoarele mămici? Da, sunt utile. Cum vă simțiți astăzi în această atmosferă? Foarte bine, o atmosferă destul de caldă, destul de plăcută. Sunt foarte bucuroasă că suntem înconjurate așa de multă informație bună și informație care, într-adevăr, o să avem nevoie pe parcurs. Sunt la primul eveniment, îmi pare foarte rău că am pierdut celelalte. Sper să fiu în continuare prezentă la următoarele evenimente. E foarte plăcut, e foarte bine.